să ocupați mai cumva departe? Ce o să mă ocup mai departe? O să vă anunț cum o să am temei concret, o să vă spun. Bine, sunteți bronzați? V-ați avut vacanță? Da, am avut vacanță. Unde ați fost în vacanță? Am fost în Turcia, în Grecia am fost. În caz de alegeri anticipate, sunteți pregătit? O să fac ceea ce o să spună partidul. Așa mereu faceți ce vă spune partidul? Da, pentru că suntem o echipă și luăm decizii împreună. Dar dumneavoastră ce gândiți? Poate vorbim ceva de sărbătoare. Dar ce sărbătoriți chiar astăzi? Ziua Victoriei, Ziua Europei. Ce semnifică pentru noastră Ziua Victoriei? Nu suntem la muncă. Nu sărbătoriți, păcat, îmi pare. Domnul Țuțu, o să mergeți eu de seară la concert, nu? Din piață, organizat de socialiști? Da, numai decât o să fiu primul. Dacă dumneavoastră mergeți cu mine, nu ducem împreună. Și chiar și o să dansăm. Așa, și cu cine o să mergeți? Cu dumneavoastră, am spus. Mă invitați? Veți gusta din mâncarea ustășească, pregătită de Partidul Democrat? Da, sigur. Sigur că o să gust. Unde se află domnul Prohodnu, liderul partidului? Am răspuns la toate întrebările, nu? Să aveți o zi frumoasă. Să ne spuneți dacă vă lipsește activitatea din Parlament. Da, dacă foarte mult. Vreți să reveniți. Da, vreau să merg prin sate, să ajut oameni. De ce nu faci candidați la locale? O să fac, o să vedeți. Am avut o mică vacanță și acum o să mă apuc de treabă. Veți candida la locale? Care este primul lucru pe care îl veți face? Sunteți sigur. Pentru cetățeni, desigur. Am niște promisiuni care vreau să le duc până la urmă. Trebuie să merg la niște grădiniți care trebuie să fac niște lucruri, la niște drumuri vreau să le scot. Faceți acest lucru doar în campanie electorală? Dar nu este acum campanie electorală. La dumneavoastră sunteți deja în campanie. Despre care grădiniți este vorba, domnule? Piurm o să vă spun. O să vă chem numai decât. Ce mai finalizează, din păcate? Cei de la Băcei trebuie să vorbiți cu primarul. Noi am discutat, dar vă... Și primarul ce spune? Sunt acolo niște probleme, dar oricum care probleme? Spui, știți cum neva 600 copii din Băcioi vin în Chișinău și frecventează la autobus cu cele care stric pe drum. Noi știți că eu la două grădiniți din Băcioi am pus trei de joacă cu copii, nu aveau pe ce să joace. Și este o grădiniță acolo la Străstin, dacă dumneavoastră cunoașteți, unii plouă copii în cap și primarul stă liniștit. Dumneavoastră, dacă se întâmplă ceva în Băcioi, eu sunt divin. Și drumuri am făcut în Băcioi. Întrebați primarul de 8 ani în Băcioi ce a făcut el acolo. La un șantier a tăiat, nu știu, lentă ceva, să cheme oamenii. Dar dumneavoastră acum, dacă nu mai aveți funcție publică, cum veți ajuta aceste, cum veți contribui la aceste proiecte? Am prieteni. Am oameni de bună credință care vor să fac ceva pentru țară. Adică prin donații, veți colecta donații? Haideți, sau din banii proprii? Eu cred că e suficient, am răspuns suficient la întrebări, nu? Nu vă pare? Vă mulțumesc foarte mult. Ne lipsiți! O să ne mai vedem cu siguranță. Mulțumim!